Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Bună seara, dragi prieteni! Vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o ediție specială a emisiunii Oameni care mișcă România. Zilele trecute am fost la Luxemburg, la Parlamentul European, unde am fost primită de domnul Walter Mavrici, directorul general al Directoratului General pentru Traduceri din cadrul Parlamentului European. N-am ratat ocazia de a-i lua un interviu acestui înalt funcționar al Parlamentului European, interviu pe care vi-l înfățișez în minutele următoare. Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Bună ziua, sunteți binevenit pe lungimile de unde ale postului de Radio România Actualități. În acest mediu complex și multicultural în care ne aflăm, cum vedeți rolul multilingvismului în zilele noastre? Thank you very much. This is a great honor to be here today with you. And this is one of the most important questions that we have in the European Parliament. Vă mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare să fiu aici astăzi cu dumneavoastră. Aceasta este una dintre problemele cele mai importante pe agenda Parlamentului European. Multilingvismul se axează pe două principii. Primul are de a face cu principiile noastre, este precum o chestiune constituțională, aceea că totul trebuie făcut în toate limbile. Multilingvismul este o chestiune constituțională, o obligație legală care decurge din legislație. Al doilea este ținerea legăturii cu cetățenii. Limbile sunt un element identitar important pentru orice națiune, iar rolul nostru este ca, prin intermediul limbii, să comunicăm cu cetățenii mai eficient, mai limpede, astfel încât atunci când promulgăm o lege în Parlament, să fie clar cetățenilor ce conținut are acea lege, să fie clar ce face Uniunea Europeană pentru ei. Sunteți directorul general al celui mai mare directorat din Parlamentul European. Vorbind pentru publicul român, mai puțin familiarizat cu structura administrativă a Parlamentului European, care este rolul acestui directorat în cadrul acestei instituții atât de importantă pentru cetățenii Europei? Yes, indeed. This is the largest directorate in or the service in the Parliament. There are 12 services in the Parliament. This is the largest because we have 24 languages. Într-adevăr, acesta este cel mai mare directorat din Parlament, dintre cele 12, și este așa pentru că avem 24 de limbi, iar fiecare beneficiază de o structură similară. Fiecare are o echipă de aproximativ 27 de translatori, iar cu asistenți și practicanți avem în jur de 40 sau 50 de oameni. De aceea suntem instituția cea mai mare. Alte servicii în Parlament sunt, printre altele, acelea de comunicare, politică externă, politică internă. Acestea sunt strâns legate de legislație, iar apoi le avem pe acelea care sunt în rol de sprijin, ca în orice parlament din lume. Noi oferim sprijin membrilor Parlamentului ca translatori, luând în considerare că acești parlamentari sunt aleși de cetățeni. Din acest motiv, este de datoria noastră să fim aproape de cetățeni prin ceea ce numim limba cetățeanului. Acesta este rolul nostru, strâns legat de cadrul legislativ, care este esența muncii noastre, dar este legat și de ceea ce vedem ca a doua noastră îndatorire principală, care este legătura cu cetățenii. După cum bine știți, Radio România Actualități a difuzat peste 60 de podcasturi în limba română pentru aplicația DigiTrade pentru cetățeni cu prilejul alegerilor europene, subtitulatura Ce face Europa pentru mine? Podcasturile au în jur de 2 milioane de accesări. Cum a apărut ideea de a crea și produce acest podcast? We are very humbled with this number that you just gave and the listeners in Romania. We are very happy that this was broadcast and we thank you for this cooperation. Suntem foarte impresionați de acest număr pe care tocmai l-ați semnalat, ascultătorii în limba română. Ne bucurăm foarte mult de această cooperare și producție. Ideea Ce face Europa pentru mine a apărut mai întâi în formă scrisă. Considerentul a fost acela că, indiferent dacă ne convine sau nu, viitorul cititului este ascultatul.
De aceea ne-am gândit să spunem, într-un format foarte scurt, preț de un minut sau un minut și jumătate, ce face Europa pentru cetățeni în primul, al doilea și chiar ultimul rând. Astfel ne-am gândit să transpunem aceste texte într-un limbaj apropiat radioului. Le-am asociat cu muzică și semnale plăcute și am creat podcasturi de un minut și jumătate pentru toată lumea, în așa fel încât toată lumea să poată să spună: așa deci, asta face Europa pentru cei care schiază, cei care vânează, pentru elevi de școală, pentru tineret, pentru cei înătate. Ne adresăm la aproape 400 de grupuri din toate națiunile. Totul este exprimat într-un limbaj apropiat radioului și totul este tradus în cele 24 de limbi. Tot personalul nostru beneficiază mai întâi de pregătire pentru rostirea la microfon, după care se duc în studioul nostru și înregistrează. Astfel am obținut aproape 9600 de podcasturi în toate limbile pe care le avem. Incredibil! Vă produce să creați și mai multe programe în beneficiu ascultătorilor europeni, inclusiv români? Yes, we are now in the second phase of this What Europe Does For Me. It's called the regional focus, meaning that we are going to focus on Romania only, for example. And we will produce a podcast. Da, acum ne aflăm în etapa a doua a programului Ce face Europa pentru mine? Se numește Focus Regional, care presupune să ne concentrăm pe țări anume, precum România, așa că vom avea producții precum Ce face Europa pentru București, Ce face Europa pentru Constanța, vor fi concentrate pe România și, evident, vor fi făcute în limba română. Acestea nu vor mai fi podcasturi de un minut, vor fi mai lungi și vor fi scrise folosind un limbaj simplu, ușor de înțeles, va include și interviuri cu europarlamentari, de exemplu, în așa fel încât să explicăm pe înțelesul tuturor ce face Europa la nivel regional în România. Aceste texte au fost produse deja de serviciul nostru de documentare, dar vor fi adaptate pentru radio. Suntem nerăbdători să auzim aceste podcasturi. Aveți în vedere continuarea cooperării între DigiTrade și Radio România Actualități, deoarece, în opinia noastră, această cooperare a fost un succes. Și cu această ocazie doresc să vă mulțumesc ca membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Well, thank you for giving us the opportunity to broadcast because this is something that we do we did now as a pilot program first, but we saw that this is a very good success. So, vă mulțumim că ne-ați permis să facem aceste emisiuni. Acesta este un program pilot, dar a fost un succes, așa că va avansa la un nivel mai mare de formalitate. De aceea dorim să includem subiecte mai multe, de asemenea în toate limbile, precum un proiect numit Istoria mea, care să spună povestea unor cetățeni din toată Europa, care să fie invitați să contribuie cu povestea lor, folosind o platformă numită Casa mea de istorie europeană, care să fie mai apoi adaptată, înregistrată cu vocea lor, ulterior tradusă în toate cele 24 de limbi. Acesta este următorul nostru proiect. Să treacă ani, să treacă nori, lumea de mai multe ori. Oricum aș fi, oricare sunt, n-am să-ți
Oameni care mișcă România. Cu Ruxandra Săraru. La Radio România Actualități. Anticipăm cu nerăbdare participarea noastră la acest program. Acum, ca jurnalist care se ocupă de limba și cultura română, aș dori să știu ce părere aveți despre echipa de translator român din Parlamentul European. Well, Romanian Translation Unit is was created as any language unit when Romania joined the European Union. But the point is that, but like in every language, also the Romanian, we started already 2 years before the accession. So, ca orice altă echipă, cea română a fost creată atunci când România a devenit membră a Uniunii Europene. Dar, ca în toate celelalte cazuri, am început cu 2 ani înainte de aderare. Cred că majoritatea celor care încă sunt acolo au început cu 2 ani înainte, nu doar pentru a face traducere, ci pentru a crea un întreg mediu pentru a aduce limba română la nivel de egalitate în toate sensurile în ziua aderării. Asta a presupus accesul la toată documentația, la toată terminologia, care este foarte importantă. Cred că colegii mei din echipa română sunt de acord cu mine că limba română se creează acum și în Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg, nu numai în București. Unii ar putea o numi română europeană. Eu o numesc pur și simplu română. Aici avem o abordare diferită a limbii, de aceea cred că colegii mei din echipa română ar trebui să primească mulțumiri pentru munca pe care o fac, pentru faptul că au produs atâtea pagini de text și elemente de limbaj aici. Pentru asta le mulțumesc, sunt niște adevărați profesioniști. De asemenea, cu ocazia noului proiect, ei au început să lucreze imediat la noul podcast pe bază de voluntariat, lucru pe care îl apreciem foarte mult. Toate merg bine. Pentru final, cum bine știți, intrăm într-o nouă etapă a Europei Unite. Cum vedeți Directoratul General pentru Traduceri, în special echipa română, în termen de 5 ani? Yes, this is a very good question. I think that my first reply would be always citizens' language. This is something that our political authorities. Bună întrebare. Prima mea preocupare ar fi limbajul cetățenilor. Aceasta este o chestiune față de care autoritățile noastre sunt dedicate, apropierea de cetățenii europeni. Eu consider că apropierea aceasta nu ține doar de politicile adoptate. Consider că noi, ca oficialități parlamentare, avem datoria să contribuim la o mai bună legislație, să fim cât mai aproape de cetățeni. În cazul nostru, acest lucru se realizează prin limbă. După părerea mea, limba este unul dintre cele mai importante elemente ale identității. De aceea consider că viitorul directoratului este limba cetățeanului. L-ați ascultat pe unul dintre oamenii care duc spre viitor Europa, precum și România. Vă mulțumesc!
Thank you very much. I am very glad and humbled by the your view that I'm also contributing to the Romanian, because that's what Vă mulțumesc și eu și mai ales pentru că spuneți că am o contribuție la limba română, pentru că eu consider că toate cele 24 de limbi prezente aici și aduc o contribuție importantă, iar echipa română pe care o avem este excelentă. Aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. Cu asemenea oameni care mișcă Europa, deci implicit România, putem duce Europa și deci România mai departe.